Știut că ești aici. Știi ce făceam? Reciteam cartea Prizonier în Azkaban. Ai citit-o? E atât de captivantă. Știi, de multe ori îmi place să recitesc lecturile dragi. Dacă nu ai citit această carte, îți recomand să descoperi secretele noului volum și să te bucuri de lectură. La finala de Vâșhați, în arenă sunt bufnițe și motani. Știind că în total sunt 52 de capete și 124 de picioare, află câte bufnițe și câți motani sunt în arenă. După ce am citit cu atenție din nou enunțul, să încercăm să desenăm. Acestea sunt cele 52 de capete. La un loc, bufnițe cu motani, neștiind însă câte sunt de un fel sau de celălalt. Acum să desenăm picioarele, dar la câte capete punem două și la câte capete punem patru? Păi, mai bine punem câte două mai întâi peste tot, pentru că oricum fiecare vietate are cel puțin două și rămâne să vedem unde completăm pentru motanii care au câte patru picioare. Deci, 52 înmulțit cu 2 este egal cu 104 picioare, sunt repartizate la numărul total de capete. Acum au rămas de completat 124 minus 104 este egal cu 20 picioare. Cele 20 de picioare se vor completa câte două pentru câte capete ajung, deoarece știm că motanii au 4 picioare. Deci 20 împărțit la 2 este egal cu 10, deci se vor repartiza încă două picioare la 10 capete. Iată desenul nostru. 10 capete, fiecare cu câte 4 picioare. Acum rămân 52 minus 10 este egal cu 42. 42 de capete cu câte două picioare. Acestea sunt bufnițele, iar motanii sunt 10. Ei, și acum să verificăm. Motanii au 10 înmulțit cu 4 este egal 40 de picioare. Bufnițele au 42 înmulțit cu 2 este egal 84 de picioare, iar 40 plus 84 este egal cu 124 picioare în total, așa cum ne-au spus în datele problemei. Felicitări! Acum am o provocare pentru tine să vedem dacă ai înțeles cum se rezolvă aceste tipuri de probleme folosind metoda figurativă. În stânga și în dreapta baghetei magice ai două rezolvări pentru problema următoare. În curtea mătușii Magnolia aleargă găini și miei. În total sunt 6 capete și 18 picioare. Câte găini și câți miei sunt? Atenție! Numai una din rezolvări este corectă. Îți mai dau un pont. Verifică atent datele problemei, figurile, calculele și apoi, dacă tot nu ai găsit, încearcă să faci verificarea cu datele obținute la răspunsuri. Succes! Ai calculat? Ia să vedem. După ce completezi pe desen câte două picioare pentru toate cele șase capete, diferența o
completez la câte capete ajung, în cazul nostru la 3, pentru că 6 împărțit la 2 este egal cu 3. Dacă facem verificarea și înlocuim 3 ori 4 este egal cu 12 și 3 ori 2 este egal cu 6, apoi 12 plus 6 este egal cu 18, obținem picioare în total exact 18 ca în datele problemei. Deci, dacă ai ales calculele din stânga baghetei magice, ai rezolvat corect. Felicitări!